Lapidare revoltătoare a oligarhului prorus din Republica Moldova, Ilan Șor, deși a fost condamnat la ani grei de închisoare pentru rolul avut în fraudarea sumei de $1 miliard, oligarhul se plimbă nestingherit și face vizite la Moscova. Și face acest lucru împreună cu miliardarul Roman Abramovici, cunoscut pentru legăturile directe cu președintele rus Vladimir Putin. Ba mai mult, Ilan Șor a cerut ca ambasadorul Uniunii Europene din Republica Moldova să fie expulzat. Oligarhul Ilan Șor, dat în căutare de Republica Moldova, s-a dus nestingherit înapoi în Israel după ce acum câteva zile a făcut o vizită la Moscova. Iar avionul cu care omul de afaceri s-a dus în Rusia este deținut de către miliardarul Roman Abramovici. A fost înregistrat un zbor până la Istanbul. De asemenea, din Chișinău a zburat spre Istanbul mai mulți reprezentanți ai partidei promoscovite din Republica Moldova. Nu se știe mai departe, fiindcă Interpolul nu spune, dar din informațiile pe care le avem, au ajuns la Moscova, iar acum în prezent Ilan Șor s-a reîntors în Israel. Oligarhul Ilan Șor are de ispășit în Republica Moldova o pedeapsă de 15 ani închisoare cu executare în dosarul miliardului de dolari furați din băncile moldovenești. Potrivit presei de peste Prut, în același timp cu Ilan Șor, în Rusia s-ar fi dus și fostul președinte prorus Igor Dodon. Acesta chiar a confirmat că se duce în Rusia, însă nu ca să se întâlnească cu Ilan Șor, ci ca să viziteze orașul Kazan, unde se află doi dintre copiii lui. Se vede că frica de Moscova este mai mare decât frica de justiția din Republica Moldova.